După meciul de debut desfășurat acasă cu HC Piatra Neamț, echipa feminină de handbal a întâlnit sâmbătă în deplasare echipa clubului sportiv Rapid București. Giurgiuvencele au abordat etapa a doua cu determinare, mai ales că primul meci cu Piatra Neamț fusese pierdut. Fetele noastre au ținut piept experimentatelor jucătoare rapidiste care au evoluat multe sezoane și în Liga Națională. Bucureștencele au avut un lot întărit și au început partida cu 4 jucătoare împrumutate de la CSM București, echipă care actualmente evoluează în Liga Națională de handbal. Gazdele au condus tot meciul și s-au distanțat în partea a doua, scorul final fiindu-le favorabil 42-34. O partidă spectaculoasă cu multe goluri, din care mai tinerele giurgiuvenci au avut multe de învățat. Fetele noastre putem spune că au jucat mult mai bine decât în prima etapă pe care am avut-o acasă. Am pierdut cu 42-34, dar bucuria mea este că am reușit să dăm 34 de goluri în deplasare. Sper ca în continuare să jucăm din ce în ce mai bine, tinerețea să fie un imbol pentru fetele noastre și să avem și prima victorie în etapa viitoare. În etapa a treia a campionatului național Divizia A, următorul meci al echipei feminine de handbal va fi în compania echipei Spartak București. Partida se va desfășura acasă sâmbătă 5 octombrie la sala Ciunsei Hardy, începând cu orele 18. Giurgiuvenii sunt invitați în număr cât mai mare să susțină echipa noastră.